Primarul sectorului 1, Clotilde Arma, a anunțat că a transferat către compania Rompres 14 milioane de lei pentru plata salariilor și a combustibilului. În aceeași zi, Paul Păcuraru, ginerele patronului de la Realitatea TV, acuzat de unul dintre acționarii Rompres că vrea să preia conducerea societății prin acte false și prin interpuși, a precizat că instanța a soluționat litigiul dintre acționari, iar potrivit deciziei Tribunalului București comunicată ieri, instanța ar fi dat lui dreptate. Decizia Tribunalului nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 30 de zile. Am transferat către Romprest suma de 14 milioane de lei pentru plata salariilor și a combustibilului. Solicitarea lor era plata a 100 de milioane de lei pentru facturi restante, în condițiile în care anul trecut primăria sectorului 1 a achitat deja 200 de milioane de lei, a scris Clotilde Armand pe Facebook. Coincidență sau nu, în timp ce primarul sectorului 1 își exprima îngrijorarea față de angajații acestei companii, Paul Păcuraru, fiul lui Maricel Păcuraru, anunța că Tribunalul București i-a dat dreptate și că cel puțin după decizia din primă instanță este noul președinte al Romprest. Între timp, directorul general adjunct al Romprest, Marian Bogdan Adimi, împreună cu directorul executiv Răzvan Duca Ghenoiu, au semnat în numele companiei un punct de vedere în care o acuză pe Clotilde Armand că s-a aliat cu patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, pentru a elimina de pe piață compania românească. Reacția vine după ce primarul sectorului 1 a invitat la discuții firma de Taco LTD, unul dintre acționarii Romprest. Semnatarii punctului de vedere spun că în spatele acestei firme s-ar afla în realitate Maricel Păcuraru. Mai mult, directorul general adjunct al Romprest îl numește pe acesta infractor și condamnat penal, cu referire la condamnarea definitivă la închisoare a acestuia pentru corupție. Până acum câteva zile, facturile erau ilegale, erau umflate. Brusc, doamna se întâlnește cu acest domn și cu acest acționar și în primita căruia aveți documente pe care vi le-am trimis și arată. Și domnul avocat chiar o să-i pun o întrebare și cred că o să-mi dea dreptate. Se arată modalitatea în care a indus, a păcălit în eroare instanța printr-un fals grosolan încât i-a admis o cerere la Registrul Comerțului. Dar este surprinzător cum doamna care poartă o cruciadă împotriva corupției vine brusc și spune plătim ce plătim să înțelege cu acest acționar care nu are reprezentativitate. Recent, primarul sectorului 1 a anunțat public Romprest că nu va plăti facturile pentru salubritate pentru că ar fi supraevaluate. În replică, conducerea firmei Romprest a refuzat să mai ridice gunoiul din sectorul 1, o situație fără precedent în capitală.